Ia uite, mă, ce faci? Deci că pune rufele la uscat. Ecran. Poți tu să faci așa ceva? Sufletul meu de copil s-a bucurat foarte tare. Acum să vedem dacă copilul din Bobo s-a bucurat văzând. Te-ai bucurat? Ia zi, Bobo. Eu ce să zic? Ok, Dragoș. Mie mi-era dor de venă. Eliberează-l. Da, știu, da. Dar aici nici măcar nu poate să iasă venom. E simplu, nu? Mi-a plăcut și atât. Permitem să preiau puțin ștafeta. Te rog, Adi, te rog. De la cine vrei să o preiau ca să-mi dau seama? La asta cu baloane. De la Marco, sufletul de copil. Hai. O să fiu foarte sincer.
Yes. Mie mi-a plăcut, îți zic sincer. Nu vreau să-l supăr pe Bobo acum, no, dar... No. Eu îmi cer scuze că v-am supărat pe toți și pe cei de acasă care s-au uitat la mine, care zic că nu, nu-mi place mie numărul cu baloane. Bobo. Îmi cer scuze publice, a se consemna mâine în toate ziarele, că nu-mi plac asta cu baloane. Bobo, ce Bobo, să stai liniștit că nu mai sunt ziare, nu-ți mai face griji. Pot să zic că m-ai făcut să mă simt foarte bine, m-a distrat momentul tău. Grație, grație de bine. Marco, să știi că pe mine m-ai bucurat și aș vrea să văd care este șansa ta de a te vedea din nou în acest show. Așadar, Bobo. Nu. Ok. Dragoș. Din partea mea, da. Da, și de la mine. Grazie. E, atunci am avut dreptate. O să ne vedem în etapa următoare cu 3 de da. Îți bravo, mulțumim Marco. Tare mult. Pentru că ai un da de la mine. Grazie mille. Ciao a tutti.